Românii care au primit deja cardurile de energie ar putea să rămână fără bani în curând. Mai au la dispoziție doar câteva zile până pe 31 martie, când fondurile vor expira. Termenul limită pentru folosirea cardurilor de energie se apropie de final. Beneficiarii trebuie să fie conștienți de faptul că aceste carduri vor expira pe 31 martie 2024. Cardurile au fost concepute pentru a sprijini persoanele cu venituri reduse în achitarea facturilor curente și restante pentru consumul de energie de la adresa de domiciliu. Românii fără posibilități au beneficiat în ultimele două sezoane reci de cardurile de energie încărcate cu două tranșe cu câte 700 de lei, ajungând la un total de 1400 de lei pe an. Programul a fost extins anul trecut, ceea ce le-a permis utilizatorilor să folosească banii rămași necheltuiți până la finalul lunii martie 2024. Totuși, sumele rămase necheltuite după această dată vor fi pierdute potrivit normelor stabilite de stat. Sunt mai multe posibilități de a folosi aceste carduri, inclusiv la orice subunitate a Poștei Române, la poștașul care a sosit la domiciliul beneficiarului sau online pe site-ul Poștei Române. Pentru a efectua o plată este nevoie de cardul de energie, actul de identitate al beneficiarului și factura curentă sau cea restantă. Există și varianta retragerii banilor rămași pe cardurile de energie în numerar doar în anumite condiții. Acest lucru ar permite beneficiarilor să încaseze sumele plătite pentru procurarea de lemne de foc în numerar la oficiile poștale.